Nu cred, pentru că oamenii au ieșit în stradă pentru demnitatea lor călcată în picioare, pentru că au fost umiliți, pentru că au fost tratați ca o turmă de către o caricatură de Ceaușescu numită Dragnea. Ăsta este, de fapt, motivul. Nu mai conta, spuneam la un moment dat, încercând să fiu sugestiv, spuneam că putea să fie vorba dintr-un anume moment încolo și de o lege pentru protecția animalelor de circ. Nu mai conta asta. Conta comportamentul discreționar, ceaușist, dictatorial și în ultimă instanță, stimată doamnă, comportamentul de neam prost al acestui Dragnea. Da? Tot ce ați văzut că a făcut la conferința de presă de ieri, sper că nu uită oamenii acum când se abrogă ordonanța, cum s-au comportat cei doi, ca doi mafioți de județ, aroganți. Domnul Dragnea râgea plictisit periodic. Adică ce mă plictisiți cu probleme de genul ăsta? Am puterea, mă folosesc de ea, fac abuz de ea din toate pozițiile și nu mă puteți opri? Da? Sper să nu uităm asta și cred că strada nu va uita. Da, urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru toată.